Superliga vă este prezentată de Superbet. Aitani Verde. Apoi, cu numărul 10, Alin Roman. Punctele dramatice ale grupării din Sfântul Gheorghe în această stagiune. Se desprinde bine și reușește și centrarea Camberi cu latul minge deviată de Ninai. Gol Poliaș, minutul 12. Foarte bine a venit Florian Camberi, că a ajutat acolo și Rare și Spas, dacă am văzut bine, cu acea pătrundere la marginea careului mic. Un gol norocos al Iașului, nu mi s-a părut un șut imparabil pentru Szilard Gheorghe. Intervenția lui Ninai însă, ia să vedem dacă nu se va da fault în atac aici, la cum îl știm pe Andrei Chivulete, foarte scrupulos. Era minge ușoară, da, Ispas este cel care centrează aici, altruist Harrison. Cred că a căutat colțul lung Camberi. Era pe ea, era pe ea Szilard Gheorghe. Rare la Baradoa, Cio Botariu. Cred că el înscrie. O să vedem imediat cine e jos acolo, dar cred că Cio Botariu este. Denis Cio Botariu restabilește egalitatea, ba nu, e Alimi. Da, Alimi este cel care reia în poarta Iașiului. Avantajul gazdelor a ținut foarte puțin. Biznic Alimi, și el jucător internațional macedonean, a treia reușită din această stagiune. Și așa, ca un detaliu interesant, atunci când a marcat, echipa sa a câștigat. Se duce acolo în gheata adversarului. Ce riscant, dar ce bine. Iată ce plonjon, scapă ușor de marcaj. Astăzi joacă fundaș stânga. Ce pasă a lui Neșcovici. Va fi oare gol? Oberlin, incredibil. Incredibil. Dar nu și-au pierdut entuziasmul fanii lui Șepci. Ce ratare, ce ratare totuși. Hai să zicem că e terenul rău, hai să zicem că i-a venit pe piciorul stâng. Deși la cum i-a venit, cred că putea da și cu dreptul. Ia să vedem, El Saoui. Nu, n-ai voie, n-ai voie, măcar dai pe poartă. Sau măcar dai în adversarul din fața ta, în niciun caz acolo. Deși poate Bordeanu, ia să vedem, va trage Bordeanu. E o pasă. E un șut total neinspirat al lui Gheorghiță. Din greșeală în greșeală până la ratarea finală. Bordeanu a vrut șut, a ieșit pasă. Gheorghiță a vrut execuție spectaculoasă, a dat departe, departe. Preluarea bună de altfel. Și a lovit în spate. Dacă îl lovește număr, asta e, cine e mai puternic rămâne în picioare. Oberlin, oh, ce pasă bună pentru El Saoui! Oh, ce dribling, centrare! Se joacă însă Șepci cu această fază, dar înscrie senzațional! Minutul 63, Șepci trece în avantaj prin golul marcat de Neșcovici. Superb, deși părea că Șepci a pierdut momentul oportun. Superbă execuția la vinclu a lui Neșcovici. Șepci arată în această partidă care și rezerve de calitate. Ce ușor a căzut Ispas, ce ușor a ieșit în decor Samaioa și ce ușor înscrie Neșcovici, dar are timp să-și pregătească.
execuția, frumos, frumos Oberlin la întâlnire, frumos driblingul lui Elsaoui, bună și preluarea, nu mai zic de finalizare. Gol superb. Nu înțeleg însă cum cade atât de ușor Rare și Spas pe Samaioa, îl înțeleg, pentru că s-a dus acolo decisiv. Nu prea te aștept să facă vreun jucător ce a făcut Elsaoui, și foarte periculoasă la fazele fixe. Centrare respinsă, poziție de șut, wow! Elsaoui, nu? El a șutat și execuție frumoasă. Mare atenție la acest băiat, are un viitor în față pe care puțini îl pot avea. Mare, mare atenție la Elsaoui. Jucător care a lucrat, de fapt cred că a și debutat sub comanda lui Valentin Suciu la Csíkszereda, da?